Bună seara, stimați telespectatori! Suntem Olivia Betina Pădurean și Diana Vecei și vom fi casele dumneavoastră în această seară. Evenimentul Aripile Speranței, aflat la cea de-a cincea ediție, este organizat de Asociația Dom Music Star și de Palatul Copiilor Sibiu, în parteneriat cu Asociația Filantropică Olivia. Le mulțumim sponsorilor noștri din acest an, care sunt City Flowers Baiona, Ara Kinetoterapie, Masaj și Nutriție și IMED Optic Clinic. Îi mulțumim de asemenea și domnului Dan Buzdugan de la Studio Foto Video Sibiu pentru realizarea montajului acestui spectacol. De asemenea, le mulțumim și partenerilor media, care sunt Sibiu Independent, Sibiul Azi și Star Sibian. Să fie oare casa decorată cu miros de brad, neliniștea și curiozitatea cu care aștept să desfaci cadourile, colindele sau cina în familie? În fiecare an așteptăm cu nerăbdare Crăciunul. Crăciunul ne aduce de fiecare dată multe bucurii, multă pace, iubire și atenție din partea celor din jur. Așadar, când simți mirosul dulce de portocale și de scorțișoară, când apare bradul verde și proaspăt în casă, când guști din toate bucatele cele mai alese de pe masă, când zâmbetele și dragostea celor dragi îți încălzesc inima, când trăiești toate aceste clipe cu spirit de sărbătoare, poți spune că ești un om împlinit și că cei din jurul tău și tot ce te înconjoară este un cadou pentru sufletul tău. În acest an, toate fondurile strânse vor fi donate fundației Little John's House. Fundația Little John's House reprezintă acasă pentru câteva suflete speciale din județul Sibiu. Abandonați de părinți și născuți cu deficiențe care nu le permit să ducă o viață normală, aceștia și-au găsit liniștea, dragostea și îngrijirea specializată în căsuța de poveste din Cisnătioara, de pe strada râului numărul 186. Cum a luat ființă Fundația Little John's House? Ea a fost înființată în 1993. Casa Little John are acum în grijă permanentă 6 tineri cu nevoi diferite și sprijină 10 de tineri cu nevoi speciale din comunitate. Și tu poți să sprijini. Little John's House a fost achiziționată în 1993 pentru a oferi o casă sigură lui Ionuț Bălan, micul Ioan sau Ionuț, un copil român care suferea de hidrocefalie și care a fost descoperit de Max Zaharia, venită ca voluntar din Anglia, în centrele de plasament din județul Sibiu. În România nu îi se dădea nicio șansă la viață, așa că a fost dus de către voluntara inimoasă la Devon pentru a primi tratament chirurgical, fizioterapie intensivă și multă iubire. La întoarcerea în România, Ionuț ar fi trebuit să revină într-un orfelinat unde ar fi primit un minim de alimente și îmbrăcăminte și unde medicamentele erau aproape inexistente. Max și familia sa nu au putut permite așa ceva și au cumpărat o căsuță în inima pădurii, unde Ionuț și-a petrecut ultimii ani din viața sa prea scurtă, înconjurat de dragoste și îngrijire specializată. Ionuț a fost o inspirație pentru toți cei care l-au cunoscut. Din păcate, din cauza complicațiilor bolii, a suferit un atac de cord în 1997, dar amintirea lui continuă să fie vie pentru că, în căsuță, au venit pe rând alți tineri abandonați și cu nevoi speciale care nu ar fi avut șansa să ducă o viață normală în centrele de stat. Costică, Iulia, Andrada, Laur, Ana Maria și Vlad sunt adulți acum și pentru ei nu este doar o casă unde primesc hrană, îmbrăcăminte, medicamente și alte terapie. Pentru ei este acasă, iar personalul și voluntarii sunt familia lor. În anii 90, fundația a încercat ceva unic în România. S-au organizat tabere de vară pentru copiii și tinerii din centrele de plasament, dar și pentru copiii și tinerii cu nevoi speciale din familie. S-a dovedit a fi un real succes de ambele părți, atât pentru beneficiari, cât și pentru voluntari veniți din Anglia și Scoția în fiecare an, în perioada iunie-august în România. De-a lungul anilor, în cei peste 25 de ani de când se organizează acest eveniment, s-au strâns mii de voluntari, sute de beneficiari și milioane de zâmbete. Pentru că tinerii cu nevoi speciale au nevoie de activități și nu doar pe perioada verii, ci și în restul anului, au reușit să ducă la bun sfârșit un proiect pe care și-l doreau de mulți ani. Cu mari eforturi și sute de evenimente de strângere de fonduri din Anglia, au găsit o altă căsuță de poveste în orașul Sibiu, pe strada Taylor numărul 4.
astfel, de centre sunt insuficiente, iar lista tinerilor cu dizabilități este foarte lungă. Nu sunt acceptați să lucreze din cauza deficiențelor, iar alte alternative nu li se oferă. Vor să fie utili, vor să socializeze, vor o viață normală. Oare cer prea mult? În prezent au o listă de 30 de beneficiari pentru care acest centru reprezintă singura lor ieșire din casă, uneori singura lor motivație pentru a se trezi a doua zi. Nu cer prea mult, dar ei se află în imposibilitatea de a le garanta un viitor în centrul lor, deoarece depind exclusiv de donații pentru a putea să asigure un confort minim necesar și personal specializat. Ajutați-i să aducă o urmă de normalitate în viața lor și să-i facă să se simtă utili și acceptați de semenii lor. Îi puteți ajuta prin donații directe în bani, produse sau obiecte care să ne ajute să ducem această misiune mai departe. Misiunea pe care a început-o Ionuț, un suflet pur, a cărui moarte a însemnat un viitor mai bun pentru semenii lui. În 23 decembrie va avea loc o tombolă pentru persoanele care donează, iar în urma acesteia se poate câștiga unul dintre următoarele premii. Evaluare gratuită, kinetoterapie, nutriție sau sport, oferită de ARA, 3 vouchere. Un aranjament de 150 de lei oferit de City Flowers și o pereche completă de ochelari. Donațiile se pot face în contul Fundației Little John's House, pe care îl veți regăsi în descriere, dar și pe ecran. În această seară încântătoare vom asculta piese de muzică folk interpretate de elevii Palatului Copiilor Sibiu. Avem onoarea să-i avem alături de noi pe invitații speciali, preotul Doru Gheaja, Mircea Vintilă și preotul Cătălin Dumitrian. Imul mare, nimeni ea n-o primea.
pașul și-l găsi. Pe paie întrevite, pe fânul cel strohos, aici Fecioara Sfântă născuse pe Hristos. Fiul începe a plânge, Maică s-ar mângâia. O, nu plânge, Iisuse, că Tu cunoști lumea. Că lumea asta mare prin Tine s-a născut, prin Tine și prin Tatăl, prin Dumnezeu cel Sfânt. La fiecare casă se aud colindători, colinda lor duioasă răsună până-n zori. Colinda lor duioasă răsună până-n zori. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I'll miss you.
primit lumina noastră. Senin cor divin se aude.
Niță pe dea. Sigh with us.
tragea. Aș mușca o tarme teamă, mă cuprind un fel de jig. Și acum că trece anul, parcă văd un bătrânit. Mama mea n-avea nici globuri, nici peteală și nici stea. Sărbătorile de iarnă cu gutuile-n potopea. Mi-a pus mama o gutuie la fereastra dinspre și o văd cum luminează, n-am putere s-o consum. Și se stinge o gutuie pe pământ. Luxul mamei cel mai mare, când copii ne mai simțea, era pâinea de pe masă și gutuia de la geam. Oh.
geamul înghețat ale credinței mele. Trece iar colibra călător spre stele. Trec în zbor chiar și cântând îngerii minunii. Domnului Hristos, tu când razele cu lumii, dar eu ce-am adus Domnului Iisus peștera și cer. Astăzi vreau Domnului să-i dau casă de oier, lui Doamnele, slavă când la cer. Trec păstorii fericiți, moșii și părinții, Domnului tu când smerit, aurul credinței. Minții m-aș plecați peste viacul zare. Domnului, tu când mișcați smirna ascultării, dar eu ce-am adus Domnului Iisus peșteră și cer, lui Doamne, rele până la cer. Astăzi vreau Domnului să-i dau casă de oier, lui Doamnele, slavă până la cer, lui Doamne. Doamne, fă-mi casa-mi-a praznic de lumină,
iapădat. Sonii dragi să-ți vină, dar noi ce-am adus Domnului Iisus pe scenă și cer. Leului Doamnele, vrei-le până la cer. Leului Doamne, dar de astăzi vreau Domnului să-i dau casa de oier. Leului Doamne, slavă până la cer. De copii de la Cisnădioara, la care doamna Simionescu va merge peste câteva zile să le ducă niște ajutoare de Moș Crăciun, de Moș Nicolae, ei sunt ai nimănui,
dar sunt în grija a oamenilor buni, a oamenilor de suflet. Și în această seară vreau ca împreună cu dumneavoastră să-i colindăm întâi, chiar dacă nu sunt de față, chiar dacă nu pricep ei ce facem noi aici, dar să înălțăm prin colindă un ajutor de la Dumnezeu pentru ei, ca Dumnezeu să le dea sănătate. Și vă rog foarte mult să mă ajutați, o să cânt un colind care se referă la copii, la leagăn, la copil și la maica care îi cântă când doarme sau când plânge. Sus la poarta raiului, poarta raiului, aștept urma Tatălui, turma Tatălui. Linui lin și iară lin, bate vântul la lin, linui iară lin. Linui lin și iară lin, bate vântul la lin, lin și iară lin. Alături de noi. Vă așteptăm și mâine la ora 19.